iconarul Sibiului și numai al Sibiului. Cred că este unul dintre profeții lentilei românești. Aș îndrăzni să spun că cu Fred Nus am aflat că Sibiul este fondat de sași. Am auzit despre Fred Nus că era un om care trăia pe picior mare. Și e normal că și acum trăiește pe picior mare, are 46 sau 47. Personal am făcut cunoștință cu fotografia lui Fred Nus cu mult timp în urmă, cam pe la începutul anilor 80, atunci când am venit la Sibiu. Am apreciat mereu profesionalismul domniei sale și pasiunea cu care s-a plecat asupra artei fotografice. Nu pot decât să mă bucur că l-avem la Sibiu. Doresc să-i transmit urările mele de sănătate, de putere de muncă și succes și realizări frumoase și de acum înainte. Vine, te întreabă ce faci, zice mătușicu, ai mâncat? Te întreabă lucruri simple despre fotografii. De fiecare dată când fac o fotografie, eu arăt, îmi spune dacă e bună sau nu. Și asta mă ajută. Chiar dacă nu e bună, mă ajută după aia să o fac mai bună. Grigore Scartianu spunea odată despre Hagi că e ca vinul vechi. Cu cât se învechește, cu atât devine mai valoros, îi crește legenda. Ei bine, așa e și Fred Nus. Îi crește legenda și sper ca mulți să-și dea seama că el e o legendă. Eu știu un portretist de seamă, de aceea am zis că e un iconar de mare calitate, iar ca prieten este o onoare să-i întinzi mâna și să simți că ți-o strânge cu putere și că te iubește ca atare. Una dintre marele lui calități, cred eu, este faptul că nu face zgomot când fotografiază, nu deranjează, e de o discreție absolută și de o fragilitate a imaginii, cum nu cred că sunt foarte mulți în lume. L-am auzit spunând că nu există oameni urâți, există fotografi proști. Îi doresc multă, multă sănătate și putere de muncă să ne încânte în continuare cu fotografiile lui Alb-Negru. Mie mi-a plăcut foarte mult modul lui de a fi și mai mult mi-a plăcut că tot timpul se uita de sus la mine, nu? Oricum, la toate întâlnirile eu îl întreb cum se vede lumea de sus. El are personalitatea lui care și-o impune această personalitate și în opere, în creațiile lui. Sibiul a fost un pionier în ceea ce înseamnă arta fotografică, începând cu prima femeie, Camila Azbot, continuând cu Teodor Glatz, nonconformistul Teodor Glatz și, de ce nu, desăvârșindu-se, mai bine spus, cu Emil Fischer. Arată că Fred Nus preia, de fapt, această întreagă tradiție. Mai mult, de fapt, el este liantul și el a preluat uriașa moștenire pe care toți acești mari fotografi au lăsat-o. El a dus-o mai departe și iar astăzi, după 1989 mai precis, a dat-o mai departe la noi și noi generații de fotografi. Cred că este în sine, dacă putem spune, un monument istoric pe care Sibiu trebuie să știe să-l aprecieze la adevărata sa valoare. Fotografia lui Negru, eu tot timpul am considerat că este o fotografie mult mai sinceră, mult mai directă, care exprimă mult mai simplu și mult mai omenește, de fapt, ce trebuie să spună o fotografie. De la domnul Fred Nus, din nou am învățat acest lucru, că fotografia alb-negru este cea mai apropiată de oameni. Imaginea alb-negru ne fascinează pentru că are un dramatism și are un mesaj uneori mult, mult mai puternic decât fotografia color, pentru că ne concentrăm asupra conținutului imaginii, asupra formelor subiectului și a mesajului principal, fără să ne fie distras atenția de culoare. Pot să zic că domnul Fred Nus este o istorie pe două picioare, atât a orașului cât și a fotografiei. Pot să zic că a avut o parte de viață foarte frumoasă ca și evoluția fotografiei, pentru că el a prins partea de fotografie pe plăci de sticlă, fotografia pe film, în rol, în bobină, fotografia color și astăzi fotografia digitală. Expoziția Sibiul în alb și negru, Fred Nus, reprezintă o noutate și este un aspect inedit prin faptul că prezintă, prin fotografiile expuse,
Sibiul așa cum astăzi nu-l mai regăsim. Fred Nus este unul dintre cei mai buni documentariști, ca să spun așa, din Sibiu, chiar din județ. Și faptul că dumnealui a știut tot timpul ca evenimentele muzeului să le scoată în evidență, în publicațiile în care au apărut fotografiile dumnealui, iar personalitatea Fred Nus este importantă și marcantă pentru muzeul Astra. Colaborarea cu dumnealui, modul în care gestionează fiecare eveniment la care participă, ne-au determinat să decidem că e momentul să-i valorificăm opera sau o parte din opera dumnealui într-o expoziție în zona centrală care poate fi vizitată de orice sibian. Fred Nus încearcă să surprindă frumusețile Sibiului. Și nu doar frumusețile Sibiului, dar frumusețile Sibiului s-a îngrijit să le păstreze peste ani. Are acele pagini pe care tot timpul trăiesc cu grija, cu neîmplinirea, că nu reușesc să-i le public de fiecare dată mai operativ. Desigur, ideea acestor poze a venit pe parcurs, am tot adunat, eu nu sunt colecționar de poze, să fie clar. De-aia nici n-am scris sub nicio poză, niciun cuvânt, pentru că susțin tare și mare și să îndrăznească cineva să mă contrazică. Poza bună, realmente bună, n-are nevoie de explicații.